poporul adunat la oaltă. Cel ce vrea să vă călăuzească în anul acesta este cel ce v-a călăuzit și în anul care l-a înțeles. Dar iată ce cere Domnul prin Duhul Sfânt. Pregados menadot menadias. Păstorul cel bun călăuzește turma lui în tot adevărul. Și cine iubește adevărul va putea fi călăuzit pe mai departe. Iar cine nu iubește adevărul nu va mai putea fi călăuzit pe mai departe. Glasul Domnului strigă, nu ieșiți din turmă. Aleluia. În turmă există ocrotire, prahaul de jumena gaudie. În turmă există protecție divină. Cine va rămâne în turma Domnului nu va fi lipsit de călăuzire și nu va fi lipsit de binecuvântare. Dar cei ce vor ieși din turma Domnului și vor zice, vom căuta alte locuri, prahau de jmer, ocrotire nu vor mai avea, biruință nu se va mai da și vor cunoaște războaiele pierdute în lupta cu cel ce este potrivnicul luminii, cu diavolul. Popor de legământ intră urgent în turma Domnului. Domnul n-are numai o turmă, prahau de jmen, pe care o ocrotește, o călăuzește, o sfințește și dă o hrană bună. Și turma aceasta se cheamă poporul care face voia celui preanalt. Toți cei care vreți să faceți voia celui preanalt, jebrai divolti șmeniat, intrați în turma Domnului și veți cunoaște înturările Domnului. Și în anul acesta Domnul va binecuvânta România. Salamante, evile de labra cobar. Chiar dacă se văd niște vânturi care încep să sufle și să bată cu tărie, Dumnezeu va ocroti țara aceasta, România. Pentru că cu poporul din țara aceasta Dumnezeu are un plan sfânt și planul lui va rămâne și se va duce până la capăt și se va cunoaște că Dumnezeu este Domnul. Nu vă temeți, Raman, de veștile care vor veni să îngrozească omenirea. Nu vă temeți de furtunile care se vor auzi cum vor bubui și într-o parte și într-alta și nici de focurile care vor arde și lor putea fi stinsă. Ci temeți-vă numai de Dumnezeu din ceruri, că pe voi și țara aceasta o va păzi Dumnezeu. Ăsta e cuvântul venit de la Înălțime prin Duhul Sfânt. Domnul păzește România și binecuvântă pe cei ce intră în voia Lui. Așa vorbește Domnul. În seara aceasta pe cei ce sunt epuizați de putere, Domnul le va da putere. Pe cei ce au deznădejde, Domnul le va da nădejde. Pe cei ce se clatină, Domnul îi va întări cu mâna Lui. Pe cei bolnați, Domnul îi va vindeca cu brațul Lui. Și pe cei căzuți și legați în lanțuri, Domnul îi va elibera prin cuvântul Lui. Salado palade te simene go. De aceea, astăzi strigă Domnul, Raged Ravanagado, oricine ai fi și oricare ar fi problema ta, tu nu stai înaintea omului cu problema ta, tu stai înaintea celui care a zis să fie lumină.
Și a fost lumină acest